Felicitări! Mulțumim! O găleată de bere, echipa lunii August. Bănuiesc că intră bine după atâta efort, nu? Intră bine, unii beau bere, unii beau suc, dar cred că berea se consumă mai mult la fotbal, la mini-fotbal mai ales, când vorbim de un campionat de amatori până la urmă. E o competiție puternică, din ce în ce mai puternică. Drept dovadă față de anul trecut, când am fost în Liga 2 și în Liga 3 acum 2 ani, acum ne batem pe la locurile 5-6. Da, e Superliga. E Superliga, iarul cam tare. Fotbaliști, foști fotbaliști de Champions League. Liga nu e când joci împotriva lui Tamaș, lui Nicoliță, nume important. Pentru mine este un sentiment extraordinar. Chiar am luptat să ajung în Superliga, pentru că eu vin din Francia. N-au fost foarte mulți fotbaliști care să fi jucat pe sus. Când știu că i-am văzut la televizor acum vreo 10-15 ani și acum reușesc să faci un dribbling, să dai un gol, este un sentiment extraordinar. Spune-mi câteva caracteristici ale echipei voastre, ale celor de la BSC. O echipă ambițioasă, facem efort, încercăm să facem un fotbal colectiv. Nu este ușor pentru că ne făcând antrenamente, nu ne știm fiecare cu fiecare, e cam greu. Dar eu zic că până acum, având în vedere că este primul an în Superliga și suntem promovați, e o figură bună. Sunt suișuri, coborâșuri, luna august mai bună, luna septembrie mai, na, mai puțin bună și așa mai departe. Cum va fi sezonul viitor pentru voi? La ce v-ați gândit? La ce tactică? Cred că ne propunem tot în primele locuri să ajungem. Acum vedem ce zice conducerea. Noi venim și jucăm și na, ne dorim să terminăm cât mai sus. Asta e și ideea într-o competiție. Aveți prime pentru un loc de frunte ocupat? Nu s-a discutat, dar eu zic că dacă se reușește ceva frumos, sigur va veni din partea conducerii ceva. Cum faceți? Cât de repede vă împăcați când vă certați pe teren? Cred că ne împăcăm destul de repede. Pe teren este ceva, te cerți, dar dacă ai jucat și cred că fiecare a jucat deja, dacă avem 25, 30, 35 de ani, avem experiență, ne dăm seama că fiecare vrea să câștige. După meci, la bere, se termină tot. Spune-mi așa, dacă ar fi să asemeni stilul echipei voastre, păstrăm proporțiile, bineînțeles, cu o echipă mare din afară, care ar fi? Cam care ar fi? Cine sunteți? Cred că stilul e Borussia Dortmund. O echipă care pleacă pe contraatac, câștigă meciuri frumoase, pierde meciuri pe care trebuia să le câștige și așa mai departe. Cred că asta am făcut până acum. Au fost meciuri la care eram sigur că o să batem, am pierdut și în meciuri în care am fost cu șansa a doua, am reușit să câștigăm. Vă place aici la Victory? Sunteți mulțumiți de experiența aici? Este o experiență foarte plăcută, organizarea este foarte bună. Arbitrii profesioniști, am colaborat cu ei și în futsal, i-am întâlnit și Liga 1, profesioniști. Organizarea este extraordinară, avem unde să stăm după meci, că asta contează, toți venim de la muncă, un mic o bere, trebuie să stăm de vorbă, socializăm, familie, am văzut și copii mulți, soții, este super. Mersi, ne vedem la anul!